Namaste și bună dimineața de aici din Kathmandu, Nepal. Astăzi încep ziua cu o cafeluță aici la o cafenea lângă cazarea mea. Iar astăzi va fi o zi în care luăm la pas orașul Kathmandu, în care vedem viața locală de aici. Prima și prima dată vreau să mă duc în piața Durbar, care este aici aproape de mine și este în patrimoniu UNESCO. Da, Buddha însuși s-a născut în Nepal, în orașul Lumbini. Nu știu dacă o să reușesc să ajung acum acolo, dar Nepalul în marea majoritate nu este de religie budistă. Nepalul este de religie hindusă, doar vreo 10% din nepalezi sunt budiști. Așa că vom merge să vedem piața Durbar privată, după aia vom merge să mai vedem diverse locații faimoase de aici, din Kathmandu. Se pare că e foarte ieftin și pe la cafenele pe aici, cafenelele locale. Am plătit 50 de rupii pentru cafea, asta înseamnă 1,60 lei, ceva de gen. Hai să o luăm la pas prin oraș, înspre piața Durbar. Măcelărie chiar aici lângă. Mi-aș lua niște carne să-mi fac o tocană, carne proaspătă. Aseară mi-am făcut tocană de pui și a fost foarte bună. Da, să vedem, astăzi cred că o să încerc câte ceva de prin bucătăria locală. Doar câțiva pași am făcut de la cazarea mea și am ajuns la piața Durbar, care e fix aici în fața mea, și aici sunt niște temple hinduse în patrimoniu UNESCO, după cum v-am spus. Dar din ce citeam pe net, din păcate, o parte din ele au fost distruse de cutremurul din 2015. Știți că recent în 2015 a avut loc un cutremur și multe pagode au fost prăbușite. Wow! Deja se lasă cu piele de găină. Acum să vedem, poate unele au fost reconstruite. Super tare! Toate sculpturile sunt în lemn aici. Wow! Fascinant din primele momente. Astea sunt din piatră, sculpturi din piatră. Vaca cu cocoașă. Astea i-am mai văzut și prin alte locuri. Nici nu știu cum să le spun. Câini, lei. Piele de găină, direct. O procesiune aici, în fața acestui templu. Thank you.
porumbei, mii de porumbei peste tot. Sunt fascinat, absolut fascinat. Încă văd șantier aici, unele pagode sunt în refacere. Hai să vedem aici în curtea asta ce-o fi. ₺1000 costă intrarea aici și include o grămadă de obiective turistice, inclusiv un muzeu. Asta înseamnă vreo 35 de lei. Fascinante sculpturile. De data asta în lemn. Hai să intrăm pe ușa asta mică aici. Miroase a vechi cumva. În clădirea asta e un muzeu. Statuete cu zeități hinduse, realizate din alamă aici, din piatră aici, sculpturi senzaționale. Ăsta ce-o fi, un șobolan? Cam așa pare. Acel simbol pe care îl găseam și prin templele din Ellora și Balingam. Fascinant. Da, eu întotdeauna am fost fascinat de sculpturile astea în piatră cu așa mare acuratețe. Statui în posturi identice cu ceea ce găseam prin Ellora. Ellora și Ajanta.
alte sculpturi în lemn, lemn foarte vechi. Destul de interesante sculpturi. Hai să urcăm și scara asta. Imens muzeul, de afară n-ai fi zis. I-am tras un cap aici când am trecut. O fereastră sculptată foarte interesant. Vedere spre piață de aici. V-am mai zis eu, de asta e bine să ajungi într-un loc și să nu citești prea multe despre acel loc. Mie îmi place să fiu surprins la fața locului. Și să descoper locul fără a avea preconcepții. Iar informații despre locurile vizitate, eu caut la fața locului. Pentru că pe net poți fi indus mult în eroare. Iar când ajungi acolo, o să fie total altceva față de ce te așteptai tu. Uite că poți să ieși și la un balcon aici. Încă au rămas multe în picioare. Sau probabil unele ori fi reconstruite după acel cutremur. Interesante ușile astea. Într-adevăr, nepalezii sunt mici. Dar pentru mine, cel puțin, sunt vreo 30 de centimetri mai jos decât să pot trece eu. Văd că mai sunt uși și în alte părți ale clădirii astea. Hai să vedem pe aici. Aceeași ușă foarte mică cu sculpturi interesante. Mă rog, astea în lemn le mai înțeleg, pentru că, da, un artist cu multă răbdare le poate face și în ziua de astăzi. Dar cele în piatră, mai greu. Wow! Scrieri foarte vechi aici, într-o limbă pe care eu n-am mai văzut-o. De aici am ieșit într-o grădină. Am ieșit înapoi în piața asta unde se arde
se arde ceva. De aici o să merg în stânga. Pe lângă pagodele astea în renovare. Stâlpii la clopotul ăsta mi se par mie un pic strâmbi, probabil rămași de la cutremur, așa. Wow, alte statui impresionante. Putem intra și aici. Aceleași clădiri, aceleași sculpturi, aceleași pagode. Clopotul la care îl vedeam strâmb. Genul ăsta de pagodă mă duce cu gândul la ce vedeam prin Varanasi. Da, un loc foarte, foarte interesant am vizitat. Și lângă acea piață, viață locală, normală. Cu multă lume, fructe. Ce aș putea mânca de pe aici? O nucă de cocos. O nucă de cocos. Aș băga. Da, am renunțat la nuca de cocos din cauza că aici se face suc de trestie de zahăr. Suc de trestie de zahăr la care eu nu rezist. 80 de rupii costă un pahar de suc. Trebuie să calculez, că încă nu știu, dar e puțin, clar e puțin. 2,70 lei costă un pahar de suc. Extraordinar de bun. Foarte bun. De fapt, aici piața asta, Durbar Square, este piața din fața Palatului Regal, ceea ce am vizitat mai înainte, unde era muzeul. Este, de fapt, fostul palat regal. Citeam acum că, într-adevăr, mai multe pagode au fost dărâmate și unele dintre ele acum se reîncearcă să se reconstruiască. Trecem pe lângă templul dedicat lui Krishna. Iar de aici o să intru pe străduțe să mă duc într-o altă parte a orașului. Pe străduțe înguste și întortocheate, pe unde
șanse mari să mă rătăcesc. Cam bine arată. Hello. Dar n-aș mânca dulce la ora asta. Cred că am nimerit pe o stradă numai cu dulciuri. Pagode și temple de rugăciune peste tot, la fiecare pas în oraș. Miroase foarte fain de la lămpile astea unde se arde tot felul de uleiuri. Multe șantiere am văzut. Multe dintre aceste temple sunt în reconstrucție. Mâncăm ceva aici? Sau mai mergem un pic? Hai să mai mergem un pic, că nu mi-e încă așa de foame. De fapt, astăzi cam asta va fi, rătăcire pe străzi. Oricum îți rătăcit, habar n-am în ce parte merg. Un alt templu aici. Wow, impresionant. Hai să vedem cât costă și aici intrarea. 100 de rupii costă intrarea aici, adică foarte puțin. Și da, e la fel de impresionant. Sculpturi incredibile. Porți mici. Andere gibt es alle Wesen in der Welt gibt es Leid. So, wer ist O fi aur aici? Sincer, miram aș. Thank you.
despre astea știu că trebuie să le rotești. Apă sfințită aici afară, cică. Cred că aici e fântâna. Chiar nu știam ce sunt astea, că le-am tot văzut prin oraș. Foarte adâncă. Sunt fântâni. Ieșim înapoi în stradă. Foarte mulți turiști. Un oraș mega turistic. De aici facem o stânga și o luăm pe străduțe mai departe. La nivel de siguranță, încă din primele clipe mi-am dat seama că e un loc foarte sigur. Nu am simțit niciun fel de pericol sau priviri ciudate, nu. E foarte bine treaba asta pentru că îți dă o relaxare. În alte locuri unde nu te simți prea în siguranță, trebuie să fii tot timpul cu ochii în patru. Aici nu, e liniște și da, mă simt foarte în siguranță aici. Ies într-o altă piață cu un alt templu și altă pagodă, cea mai înaltă de până acum. Hai să vedem dacă putem intra și aici și cât costă. Aici se pare că e gratis. Acelea statui cu vaca. Oameni la rugăciune, nu-i deranjăm. Mai departe vreau să mă duc până la un birou de rent-a-car. Am vorbit cu cineva, i-am găsit pe net. Am vorbit cu cineva și mi-au zis să mă duc la birou, să vorbim acolo mai multe. Sunt curios să văd, reușesc, nu reușesc să închiriez o mașină sau un scooter, să pot să mă duc și în afara orașului. Am de mers vreo 30 de minute până acolo. Da, e foarte bine că mai vedem pulsul orașului. Oare aici ce-o fi? Izvoare. Ce tare. Lumea ia apă de aici. Bineînțeles că puteam să iau un patao, să chem o mașină, dar știți că mie îmi place să merg pe jos, să simt locul de la firul ierbii.
trebuie să traversez un parc. Un parc foarte prăfuit. Cred că e cel mai trist parc pe care l-am văzut vreodată. Nu știu de ce am impresia asta. Pe aici, pe undeva, trebuie să ajung la un poduleț. A, uite podul acolo. Trist, trist parcul ăsta. Podul peste Bagmati River, care pute îngrozitor, îngrozitor. E albastru de la mizerie. No, asta mi-amintește de India. Râul ăsta împuțit e fix ca în India. Eu care mă bucuram ieri când am văzut râul în oraș. Pute groaznic. Iar după râu se pare că urmează o zonă mai modernă a orașului. Aici e și firma de rent-a-car. Mă gândeam să stau pe aici la o cafea, dar la cum pute, mulțumesc frumos. Trebuie să mă mai îndepărtez de râul ăsta. Clar sunt într-o zonă mai modernă a orașului. Reprezentanțe auto. Văd foarte multe mașini electrice la vânzare, că pe stradă nu prea am văzut. Mărci de care nici măcar n-am auzit. Probabil chinezești. Neta. Ora. Electrice toate, foarte tare, foarte tare. De Haval știu. Sunt foarte populare prin țările arabe. Hai să vedem cum găsim biroul de rent-a-car și dacă reușim sau nu să închiriem o mașină. Plin de restaurante aici, unde miroase destul de bine. Cred că o să mă bag și eu să mănânc ceva. Da, prima dată să văd cu mașina. Cu mașina care aici undeva e biroul. M-am băgat aici la un restaurant local unde o să încerc pentru prima dată mâncare nepaleză. Am întrebat ce se mănâncă aici și mi-a zis astea momo. Habar n-am ce e, dar mi-am comandat un platou cu mai multe tipuri. Să vedem ce o fi. Până când îmi vine mâncarea, să vă povestesc cum e cu închiriatul de mașini pe aici. Am stat acolo de vorbă cu omul de la rent-a-car multă vreme. Mi-a spus multe despre cum se circulă în Nepal, cum sunt drumurile în Nepal și i-am arătat unde vreau eu să ajung și a zis mai greu, dar nu imposibil. Pentru a ajunge unde vreau eu să ajung, și anume aproape de Everest, am nevoie de un 4x4 potent. Ca să închiriez 4x4 ăsta potent, mă costă 100 de euro pe zi,
Ceea ce, da, e mult. E fix la limita bugetului meu. Asta din cauza că restul sunt ieftine pe aici, cazările sunt ieftine, mâncarea e ieftină. Iar trebuie să las și garanție. Garanția am negociat cu el, dacă e să închiriez, îi las doar 500 de euro, nu 1500 cât mi-a zis la început. Asta iar e o problemă, că rămân fix fără niciun leu. Dar mă gândesc foarte serios să închiriez mașina asta. A doua variantă ar fi să închiriez o mașină mică cu care să merg strict aici în jurul Kathmandu. Și mi-a zis din start, n-am nicio șansă să urc undeva pe un munte sau ceva, pentru că drumurile sunt extrem de proaste și mașinuțele astea mici nu prea duc ele la asemenea penți. Acum, eu m-aș risca pentru că, da, mă bazez pe cunoștințele mele de conducere. Dar, da, dacă sunt drumuri din alea foarte, foarte rele, clar, nu mă chinui mașina și risc să o rup pe acolo, să rup ambreiaj sau ceva. Eu știu că am uitat un pic și eu pe filmulețe și cam am văzut ce drumuri sunt. Deci trebuie să mă gândesc foarte bine dacă iau 4x4 ăla sau nu. Acum, eu asta mi-aș dori. Și tind să fac treaba asta din cauza că vreau să-mi fac un cadou. Vreau să-mi fac un cadou pentru că în câteva zile, anume pe 18 aprilie, e ziua mea. Așa că cred că aș merita să-mi fac un cadou, chiar dacă nu fără niciun leu, să-mi fac cadou expediția asta în munții Himalaya cu o mașină. Cam așa arată Momo. Ceva găluște cu carne de vită și de pui, din câte am înțeles eu, și un sos. Seamănă cu ceva ce am mai mâncat prin Georgia, zona aia. Hai să vedem. Hai să vedem ce gălușcuțe sunt astea. Prima dată o să încerc fără sos. Excelente. Carne cu ceva condimente, dar bune. Foarte, foarte bun. Hai să vedem și sosul. Merge și sosul. Cam seamănă 90% cu ce am mâncat prin Georgia, de genul ăsta. Am sărit într-un patau, mergem să vedem o altă parte a orașului. Mergem de data asta să vedem un templu budist. Mă costă vreo 10 lei să ajung acolo și am de mers vreo 10 km, ceva de genul. Poate un pic mai bine. Îmi place costumația polițiștilor. Au panglică din aia, ca primarii. Se pare că ieri a fost liniște prin oraș din cauza că a fost duminică, acum mi-am dat seama. Azi e nebunie totală. Milioane de scutere peste tot. Peste tot și zona asta e la fel. Abia m-a adus micuțul Maruti până aici. Maruti 800, un fel de lăstun. De aici o iau pe jos, mai am foarte puțin până la templu budist. Buddha Stupa se cheamă. Acum, eu știu ce e o stupa, că am mai văzut prin diferite colțuri ale lumii. Hai să vedem cum arată ăsta de aici.
Aglomerație, foarte mare aglomerație. Cred că intrarea e acolo. Milioane de scutere. Trafic infernal astăzi. Total diferit față de ieri, când eu chiar m-am mirat că a fost atât de lejer. Azi e nebunie și mai mare. Wow, dintr-o dată. Dintr-o dată, wow. Da, trebuie să-mi iau bilet aici. 400 de rupii pentru a intra aici și a vedea această imensă stupa. Stupa albă. Compostat biletul. Thank you. Bazar aici pe lângă stupa. Hai să dăm o tură prima dată. Să învârtim și noi de astea. După aia ne uităm un pic și prin bazar. Trebuie să iau suvenir Ramonei, dar am timp, am timp. Am văzut poze de aici, dar din nou, ajungând în realitate, aici e total, total mult mai spectaculos. Pentru că e imensă locația, imensă stupa asta. Credeam că se poate intra și înăuntru, dar nu cred. Cred că doar pe din afară am acces. Lumea vine aici să se roage. Impresionant! Lumea asta face, vine și merge în jurul templului. Ba, uite, acolo văd și o intrare. Hai să vedem, poate putem intra și înăuntru. Mai sunt temple și în stânga, uite, și aici e unul cu călugări budiști. Da, cred că se poate intra. Grămadă de clopote. Aici n-am voie să filmez. E un aparat din ăla de rotit imens. Probabil la un moment dat se poate urca și acolo, mai sus, dar acum e închis. Se poate doar zdrângăni clopotul. Alt loc unde ard candele. Să ne punem noi de zboi.
monument UNESCO și acest loc. Aici miroase foarte bine a flori. Ce frumos miroase florile astea. Din nou se ard chestii aici în fața templului. De data asta ceva plante. Plante aromate. Că miroase fain. Și bilețele. A, am mai văzut asta prin temple budiste. Să se ardă tot felul de bilețele. Ce scrie pe ele? Nu știu. Oare cum o suna clopotul ăsta? Aici nu știu dacă am acces. Dar încercăm. Din nou o chestie din asta imensă, rotativă. Hai că văd că se poate urca până aici. În balconașul ăsta. Da, de aici se vede cel mai bine. Din nou candele. O pauză aici la Chocolate Bubble. Un loc numai bun de studiat oamenii, de studiat atmosfera. O super atmosferă aici. Turiști și oameni care se roagă. Veniți de prin toate colțurile acestei zone. Atmosferă de bazar pe lângă templu. De aici o să fac o plimbare pe străduțe. Ah, miroase a bețișoare parfumate, a tămâie. Strada asta se pare că e o stradă foarte populară. Plină de lume. Fructe. Ar merge un suc de trestie, dar nu găsesc.
Zona asta e budistă. În semne budiste peste tot. Ăsta ce-o fi aici? Unt? Unt și urzici? Așa arată urzici. Fructe, da suc. Hello, juice? Apple, pomegranate, how much it? 2 pipi. I want one. 250 înseamnă puțin. Bun, foarte bun sucul. Cred că mai mult beau sucuri decât o să mănânc pe aici. De aici o să caut o străduță mai largă unde poate să intre mașinile de la Patao. Îmi comand un Patao și mă duc la cazare să stau câteva ore până diseară. Diseară am de gând să ies din nou într-o altă parte a orașului. Am ajuns acasă și nu cred că mai sunt seara asta, o să mă odihnesc. Vouă vreau să vă reamintesc încă o dată despre site-ul Marian Adventures, noul site Marian Adventures, a cărui link îl găsiți în descriere. Vă invit să intrați și voi pe site, acolo găsiți o grămadă de informații despre călătoriile mele, informații foarte bine structurate. Și chiar mă mândresc cu acest site care arată atât de bine. Vă invit să aruncați și voi o privire. Vă mulțumesc în același timp și pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care au donat pentru susținerea acestui canal. Mâine urmează încă o zi aici în Kathmandu, dar vreau să ies un picuț în împrejurimile orașului. Să vedem cum arată și împrejurimile orașului, iar depoi mâine 99% vom fi cu o mașină de teren înspre munții Himalaya. Până mâine va trebui să hotărăsc dacă închiriez sau nu mașina, să merg înspre Everest. 99% o să fac treaba asta. Vouă, încă o dată, vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc tuturor pentru donații, vă mulțumesc pentru susținerea voastră și până la următorul vlog de aici din Kathmandu, Nepal, eu vă spun la revedere!